porții de mici. Mici? Da. Una cu cartofi prăjiți. Mici mai? Porție mare sau porție mică? Mică. Mare? Mică. Mică. Da. Și jumătate. Și zgomot și eu nici nu vă știu, știu. Și o jumătate de pui rotisat. O jumătate. N-are poză cu o femeie, Mihorea nu se numeie. Asta-i bă, nii, spirit de Mihor. Mamă, deci nu știu unde trebuie să ajung. Trebuie să ajung pe Basarabia, dar nu știu încotro trebuie să mă duc. Da, asta îmi zice și... Da. Da. Am noroc că am GPS-ul în ureche. Mișto motorul. A? Nu prea se aude. Foarte faină, din ce an e? Ce faceți, mă, bandiților? Ha? A fost dor de mine? Și mie. De mine, evident. Băi, n-am niciun subiect pentru astăzi. Vreau să povestesc puțin despre traficul din Brașov, din București, pardon. Mă rog, o să-l compar puțin cu ăla din Brașov. Na. De ce nu mai fi băgat eu printre mașini? Nu știu. Ei, bună. Da, hai să povestim puțin despre traficul din Brașov și din București. Că na, lumea nu mă crede când spun că e mult mai ok ca motociclist traficul în București. Deși nu pare, știu. Oamenii sunt mult mai atenți la un motociclist aici decât în Brașov. Pentru că sunt mulți mai mulți motocicliști. Mult mai mulți motocicliști decât în Brașov. Brașov suntem câțiva, cred că suntem 30, 40 și nici măcar nu ies toți în același timp să se plimbe. În Brașov sunt puțini motocicliști, iar lumea n-are grijă, nu e obișnuită să vadă pe cineva cu motocicleta pe acolo din motivele astea, adică din motivul ăsta și e greu, adică
Pe lângă faptul că nu te lasă să te bagi în față sau printre mașini, să te miști mai repede. Deci nici nu, eu nu știu cum fac băieții ăștia din București vlog aici, frate. Cu asfaltul ăsta, dar ăsta nu e asfalt, bă, băiatule. Suntem în 2016 și uite-te și tu cum e. Hai de cap, mă. Și eu mă plângeam de asfaltul din Brașov. Da? Da, iar în Brașov, chiar dacă oamenii nu folosesc la fel de mult telefonul, au alte îndeleniciri, gen dorm pe ei. Bă, deci n-are nicio noimă, frate, vlogul ăsta. Nu reușesc să mă concentrez pe ce am de zis. Pentru că îmi povestește GPS-ul în cască pe unde să merg, trebuie să fiu atent la toate gropile astea de căcat din București. Trebuie să fiu atent la toți care îți stai calea. Da, deci n-am nimic să vă zic, am vrut să vă zic ceva interesant, dar nu. Nu pot, îmi pare rău. Sunt pe treaba mea aici, nu. Nu reușesc să mă concentrez. Nu știu unde sunt, dar atâta vă zic, nu, habar n-am unde am ajuns. Plecați de acasă, bă, aici e după colț. Nici o treabă.